Noi trebuie să ajungem la o etapă nouă în relația noastră. Azi luna e în Mercur. Asta înseamnă că ceva important trebuie să întâmple? Am calculat toate nouurile și vreau să te întreb. Tu o să vii la concertul meu solo de stand-up. Da, azi ați venit la specialul meu, solo-ul meu, stand-up, spectacol. Doamne, mulțumesc mult că sunteți aici. Iubirii ca în viață, da, iubirii. Noi în viață des vrem iubirii ca în filme, da. Cineva din voi a avut iubirii ca în filme vreodată? Nu, așa știm. Da. La mine maxim ce s-a întâmplat odată ca în filme, când o femeie în vârstă îmi dădea aluzii la sex, da. Dar eu totuși am decis să achit taxa. Nu-mi trebuie nici așa călătorie până la unic, da? De la armeniască. Eu nici n-avea să reușesc nici să fac. Și în viață iubirea e cu totul altfel, da? Iată, eu ne-aduc aminte de perioada când eu ieșem la date, da? La date. Voi, apropo, ați văzut că noi cuvântul sfidanie l-am înlocuit cu cuvântul date? Și ne bucurăm, suntem de ăștia care, am salvat limba română, date! Să înlocuiești un rusism cu un englezism și îți pare că ai salvat limba română, asta e fix așa cum te-ai mutat de pe vodcă, pe vin și îți pare că nu ești dependent de alcool. Asta e fix așa cum te-ai, cum ai sări de pe heroină, pe cocaină și eu nu-s dependent, sunt energic. Asta e fix așa. Pur și simplu, limba o salvez când păstrez cuvintele din limba ei. Da, de asta pe mine cam nițel mă enervează anume oamenii care reacționează nu ok când tu folosești rusism. Știți, să ești care, tu folosești rusisme? Cum tu poți one language să înlocuiești cu cuvinte din another language? Nu înțeleg deloc these people. Cum you don't see de frumusețe o limba română? Limba română e belissimo. Pentru ce să folosești rusisme dacă poți zice frumos în română? Je m'appelle Ionel. Oamenii ăștia și în chineză să lămurească că limba română se distruge din cauza rusismelor. Dar limba română în timpul ăsta să odihnească undeva unde nimeni nu o deranjează. Undeva la concertul lui Toli Druga, nu știu. Și noi suntem de ăștia că folosim cuvinte din mai multe limbi. Noi suntem flexibili, da, dar fiecare cuvânt la noi are conotația, mesajul, atmosfera sa apart. E ca de exemplu cuvântul sfidanie, da? Tu când zici sfidanie, tot deodată vezi tipul ăsta care e detca, și zici să ieșim azi la o sfidanie? De la cuvântul sfidanie așa duce a BMW din Lituania, înțelegi? Da? Așa parcă putea Adidas de la Piața Centrală, știți? Dacă tu ești împreună cu un băiet care folosește cuvântul sfidanie, bucură-te! Tu din start ai bonus, bonus la nuntă, da! La cadou mirelui, el a-ți citească răp, da! Tete neamurile așa impresionat, tete ca unul. El așa de ăsta care, Ana, noi ne-am cunoscut la ciocană. Eu eram de pe Buicani cu pățani. Ana, eu te iubesc, Ana, dar tu pe mine, Ana, Ana. Tete neamurile așa impresionate. Tete ca unul a zis, de unde? De unde eu o găsit? Căcatul este. Mai rău e numai cuvântul sfidancă. Da. De la sfidancă pute concret abadâșcă. Înțelegeți acolo? La desert, în loc de tiramisu, o să ai papin yogurt, da. Scuzați, să zic în română. De yogurt of father, da, mai în scurt. Altceva la noi e cuvântul date, da, date. Când zici date, deodată vezi tipul ăsta care ușor emite un accent românesc, care de ăsta, baby, ce zici seara să ieșim la un date? În centrul vechi. Și de obicei fetele la noi în oraș de ăsta, care-i centrul vechi? Tot noi suntem în Chișinău, tot centrul e, blate, vechi. Și de obicei ăștia care folosesc date, ei stau tot ziua la Tucano, da, cu un latte. Și faptul că el cumpără de pe jum chestii și le vinde mai scump, el numește asta startup, da? El e startuper. El pe 3 din nou și-a deschis magazinul, startuper. Businessman, antreprenor, știți?
La educația economică, la școală, când îl întreba profesoara: Andrei, unde este cererea? El era de este care: domnule profesor, o să fiți soția mea. E ca el așa înțelege. Și amuia el e antreprenor. Nici cel mai tare îmi pare în rău în situația asta de cuvântul nostru, al nostru național, întâlnire. Înțelegi? Noi așa de rar îl folosim, nouă parcă ne-i rușine de dânsul. Parcă întâlnirii deodată folosești numai băietul este care: Ana, salut, eu mă numesc Mircea, eu cu tine marți și joi după 4 la lecția de croșetare merg. Eu mă uit așa la tine dintr-o parte la lecție și tu parcă ești frumoasă, nu știu cum, și am vrut să te întreb dacă marți tu vrei să ieși la întâlniri. Nu vrei, da? Dar care-i problema? Bine, mă duc să mă sturbez. Știți, e ca noi deodată parcă vedem așa om. De la cuvântul întâlnire, știți, parcă dușea sanatoriu. A sanatoriu anul 2000, undeva pe fundal cântă 50 Cent, da? Și asta sunt timpurile când tăți școlarii la pauză mănâncă mivină cu tonele, deși. Și încă babusele vând răsărite și sunt băiețașii care cumpără răsărite în costum sportiv, știți, aceștia care închepăci ca așa tătă ziua mănâncă răsărite în poziția căcătoare, e ca așa așa timp. E altceva cuvântul cină, da? Noi așa respectăm cuvântul cină, că el pentru noi sună nobil, da? Când zici cină, deodată vezi un restaurant scump, lumini ca de castel, acolo numai chelnerul arată mai bogat ca tine, știți? Și ți aduci un steak așa cu vreo două frunzulețe, strochit așa, uleac și tot asta, 1000 de lei, da? Încă și românești, nu știu și la ciocană am plătit așa, le. Da, cină, da? Băieții iasă în oraș la anează cu dânsa la plășinte, el a fost cu ea la cină, noi am fost la cină. O mâncat răsărită dimineață în parc, noi am cinat, da. În tema asta de întâlniri, nici timp nu era o incomodă o chestie. Atunci când eu eram la întâlnire și mă suna mama. Eu tot timpul la maxim luam repede telefonul să nu se vadă și nu știu de ce, dar tot timpul reacționăm la maxim, răspundem la maxim de bărbătești. Eram de care: alo? Da, da. Da. Și mama era: Marin, tu te scrie, și cu tine. Ți-i rău, schimb ambulanță. Și eu, da, 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 da. Eu nu putem scoate un cuvânt din mine. La și de incomod mă simțeam. Și în tema asta de lingvistică, noi în țară avem încă oamenii ăștia trilimbi. Știți care au șizofrenie lingvistică. Știți care vorghesc cu 3 prieteni imaginari și cu fiecare în limba lui. Ați vă duceți aminte, fata asta care: ea e mugăvăriu, I don't dance, dar el ne hai să dansă. Ea ca vzila emu odată și i-am dat pe bașche. Oh my god, ca chii gadă la noi în mahală. Da, da, da. Și noi încă de la școală, știți, în timp de ăștia când, știți, ne învățau cuvântul dor, că l-avem intraductibil în alte limbi, cuvântul dor, frumos, da? Dar noi uităm că noi putem să ne mândrim și cu un mat de-a nostru național. Unul care nu, noi jumate din maturi le-am luat din română, jumate din rusă, dar avem unul al nostru care nu-ți găsește niciun limbă. Uitați-vă cât el e de consistent, frumos, melodic și sonor. Vaflă! Parcă vezi undeva toamnă târzie, chardonnay pe câmp, da? Și vafle, știți? Și în timpul ăsta când eu ieșem la întâlniri, nici tare îmi plășe să ies la întâlniri, o perioadă din viață s-a nimerit așa că era în timpul COVID-ului, da? Avem eu așa ocupație în viață să mă joc cu viața, da? Și nici tare mult îmi plășe să ies la întâlniri cu fete care stau pe dietă. Plășerea era triplă. În primul rând eu mâncam singur. În a doilea rând eu mâncam singur. În a treilea rând eu achitam pentru ce mâncam singur, da? Numai un minus era la tot tema asta, dar mai scurt, ea nu pune carne în gură. Da. Așa că la vreun lumine eu putem numai să visez. Da, așa se întâmpla. Și cerțele tot se schimbă în timp.
În orice relație, cerțele se schimbă, în general. Eu înainte eram de ăsta care luam orice ceartă prea tare în serios. Prea tare. Numai ceva, o leacă, ne sfădim acolo, eu am vărsat sarea și eu eram de ăsta deodată care... Dar eu am crezut că tu ești așa. Dar tu nu ești așa. Știți, înstrângem hainele, le ducem acasă, singur mă ducem în parc, da, singur pe bancă cu un jean, scriem poezii, știți, eram, mă simțăm ca în film, Drama King, știți, se începe ploaia abundentă, te duc eu din parc, eu rămânem acolo, scriem poezii mai departe, cu o țigară de asta udă și tremurând, beam jean, zic, Marin, tu ești crutoi, tu ești ca în film. În film niciodată nu s-arată două zi cât ți-ai rășită prostata. Niciodată n-am văzut în film asta, după cadrii de este. Tare crutoi eram a doua zi cu deștiu proctologului în... Și în genere eu când în viață am încercat să fac chestii ca în film, niciodată nu a ieșit ceva fain. Odată am văzut în film cum se opresc taxiurile, zic, vreau și eu așa. M-a dus la stația teatrului de operă, două ori ca debilul am stat așa din mână și am dat. Nici un taxi nu s-a oprit. Oamenii de-am vrem să încheme ambulanță, cred eu că ea este bolnav, am precis. Altă dată ca în film, aproape gol, într-un bar, da, mă duc așa la barman și zic, nii întrebu hainele tale. În rezultat, el ne-o dată, da, două paibalul, da, adică două... Ne-o dată în șafă, în pânci, ne-o dată așa, tare ghinima în simțit, da, nici haine nu-mi trebuie eu la și vânăt eram. Și amuie când eu mă sfădesc, cu totul altfel, eu amuie nu mă duc nicăieri, nu, pentru că nii lene. Nii concret, nii lini, încă după lucru, blin, să mă duc undeva, nu, eu jătă ziua la lucru am fost. Și ești sâmbătă, dar, blin, asta e unica zi când mă odihnesc acasă. Nu mă duc nicăieri, nii lini. Să fii și sfadă de asta foarte mare la care ies să-mi zică, Marin, noi nu putem fi împreună, noi ne dispărțim, tu pleci. Eu știu de asta care, peste o oră. Două maxim și mă duc, da. Trei, precis. Scuze, dar tu nu dai în arendă camera așa? Azi trăim împreună, azi și în bratani. Doamne, scrieți că poți și bratan cu vreo fostă. Asta e la fel de infantil cum scrieți în stories-ul la Tani Vander, înțelegi? Asta e fix așa. Și eu amuia să mă gândesc că e, nu e. E precis. Precis, cu asta străiesc până la sfârșit de viață, precis. Numai plusuri are, nici un minus, numai plus. Să n-ai doi dinți din față. Uitați-vă, dacă înșeri o bucată de plășintă, mușcă mai puțin. Plus, plus. Și să îngrășă, știți? Nu-i nimic, am experiență, mă descurc. Tot ok. Să uită și la bitva extrasensăv. Dar zato, dacă la mine nu scoală, m-o blestemat, da. Și întrebări nu-s. După 30 nu știu cum de să-ți blestemat. Mai ales după primul sex, minim 30 de minute îți blestemat. Minim. Și se schimbă mult cu timpurile, da? Și se schimbă mult și în comunicarea online. Știți voi când, ia ca perechi sunt mult în sală, când voi de ghe vă întâlniți, voi nu puteți unul fără altul. Voi mereu vreți să fiți aproape, voi vă sugeți energie și nu numai, voi de ăștia sunteți. Online, tot timpul te iubesc, salut, bună dimineața, tot timpul. În primele luni, dacă tu nu-i răspunzi două minute online, deodată vine mesajul. Marina, dar la noi tot ok? Nu-i răspuns 4 minute, îți vine voice, dar eu am crezut că tu ești așa. Nu-i răspuns 6 minute, vine voice, hainele tale te așteaptă la scară. Eu ți-am dat foc la sfitiul tău iubit. Fii fericit, știți, ca așa. Amuia e cu totul altfel, amuia, dacă noi ne sfădim, noi avem protocol. Noi câteva zile nu vorbim deloc. Dar facem fix aceleași chestii. Ne trezim dimineață, spălăm dinții, dejunăm, nici un cuvânt. Ne ducem la lucru, tătă ziua, online, nici un cuvânt. Ne întoarcem seara acasă, facem duș împreună, ne ducem, facem mâncare împreună, nici un cuvânt. Deschidem un jean, nici un tost. Da, ne îmbătăm o leacă, da, se începe așa o leacă de pasiune, un sex de ăsta, joschi se începe, dar nu se aude nici un... Aaa, nică nu se aude. Eu în timpul ăsta când mă uit la mine în oglindă cum asta se întâmplă, eu zic, ia că așa arat porno pentru surdomuți, ia că așa. Eu de asta, Steuș. Și există și alte chestii care schimbă în relații cu timpul. Nu știu cum să ating mai atent, mai diplomat, mai tema și urmează. Mai scurt, evoluția minetului în relație. Știți, sună parcă o teză de licență, da?
evoluția minetului în relație. Eu cum văd, peste mulți ani, Universitatea din Taraclia undeva, da? Facultatea sexului oral, așa și vreau un student cu evoluția minetului în relație. Înțelegi? Pur și simplu, în primele luni, minetul el e regal. Înțelegi? Ți, când ți-l faci, tu ești de asta. Asta nu e! Dar nu trebuie! Tu ești de asta, că cu și-am meritat eu asta. Tu... Pentru care plusuri, la karmă, tu... Asta precis nu e! Peste jumate de an, minetul deja e fratelo. El se face po-bratski, înțelegeți? De obicei, vine la tine și cu fix așa glasă zice: nu uite, Marina, la mine gâtul mă doare, da, și am temperatură, așa că fără garlavoi, da. Și dacă tu vrei așa să închidem ziua de marți în Peresecina, hai, Marin, dă-i la clâc. Eu când aud vocea asta la mine, așa la... Peste un an, minetul în genere, el e holiday, știți? El se face numai de sărbători. Și la bărbați, după o vârstă oarecare, se schimbă prioritățile și valorile în viață. Știți, de obicei, nu există așa situație când vine la dânsul și zice: Constantin, azi tu împlinești 70 de ani. De asta eu vreau ție să-ți dăruiesc o mașină de scos părul din nas și un minet. Să ne aducem aminte de tinereț. Și de obicei, după 70 de ani, bărbații de ăștia care: oho, mașină de scos părul din nas? Și nebună tu ești. Să schimbă prioritățile. Acum vreau să trecem la următorul capitol, despre sex. Da, haideți să vorbim despre sex. Eu ador procesul ăsta, știți, eu și așa în viață am rămas cu câteva plăceri, știți, la mine numai alcoolul și sexul. În genere, când stau pe antibiotici, numai sexul, știți, dacă așa. Eu ador procesul și în procesul ăsta eu ador să pălesc, înțelegeți. Câteodată chiar să nu pinzinesc, așa, vreo dvoiecică, știți. Da. Din cauza că mie îmi plac luptele, îmi place UFC-ul. Dar în viața de zi cu zi eu nu pot să mă bat, pentru că eu i-am promis tatălui că nu mai sar la bătaie la mama și la dânsul și în general. De asta eu tot ce văd în UFC, eu încerc neobservat să aplic în sex, dar nu tot timpul îmi reușește. Țin minte odată în timp la 69, eu am luat-o la nodușit prin chișoare, printre unghi. Mai n-o pierdut cunoștință, știți? Dar cumva i-am explicat, cumva am ieșit din situație. Dacă când eu eram deasupra și e mai îți dă-i drumul și eu am trimis-o în knockout, asta... Deja greu i-am explicat. E încă s-o nervat, are în zici: Marin, senzațiile așa de parcă mănânci ceva gustos și ajungi la vârful plăcerii și aici cineva te vărubește. Așa straniu și este în sex și e aplicabil în UFC. Deși eu câteodată când văd niște poziții intrând, eu zic: ia că asta eu, asta o iau acasă, asta arată gine. Chiar și strani și lupte de astea care: it's time! Tu fac! Și comentatorii de ăștia care: și acum Habib scoate din șorț băiețelul său ca ocazian și vrea să-i dea la ratatui lui McGregor. McGregor fuge într-o parte, vrea să-l iei din spate, dar nu-i reușește și Habib țâșnește pe fața lui Conor. Ce blowjob! Cred că așa ar și. Noi nu de mult încă am luat o mașină în arendă și am hotărât să fim extremale. Da, eu îți zic: hai tu Nia să-mi faci asta în timpul condusului mașinii. În rezultat am pălit-o în câine. Da, pentru că la volan era ea. S-a adeverit că e greu să schimb viteza când o pun în gură, nu? Și eu, în genere, sunt bărbat de ăsta care eu
N-am probleme după sex oral să-mi sărut iubita. Nu, pentru că ei nici nu știe că am avut... Eu glumesc. Eu sex am numai cu iubita mea, da. Marți și joi, adică în alte zile alea ca altfel. Dar dacă să fiu sincer, fără glume, eu chiar după sex oral n-am nicio problemă să-mi sărut iubita. E ca așa, pe obraz, fără nicio problemă. Fără nicio greață. Dar dacă sincer, dacă acolo jos tot e frumușel, eu nu sunt potrivă să experimentez o artă oratorică netradițională, niciodată nu sunt potrivă. E mereu de asta, gata și dacă trebuie, la lelele mele, la lele, știți, deodată. Odată am citit Luceafărul așa. 4 ore au dat drumul. Mai ales la cobori în jos, Luceafăr, bând, era de asta. Și ne iubește să cânte, nu e o problemă. Am o piesă care tare vă o recomand. Coborâți jos și începeți. Viselelelelele. La sex oral, de fapt, există un protocol, o igienă. Pentru că înainte de sex oral ar trebui să speli dinții. Pentru că dacă ai mâncat amuia pasăre și urmează să mănânci o pasăric, asta nu este scuză. Nu. Și eu înțeleg, da, tot înțeleg, dar eu niciodată în filme n-am văzut să înceapă vreun sex pasional, tot să ajungă în direcția și ea și ea stai în genunchi și Jack, stai uleac, mă duc să-mi spăl dinții. Eu niciodată n-am văzut asta. La mine să înceapă așa un sex și zic eu mă duc să-mi spăl dinții, eu zic eu tot mă duc să-mi spăl dinții. Și după asta să ne culcăm, ia ca și continuarea și... Și în relații, vrem noi sau nu vrem, dar există manipulări. Da? Eu înainte, în genere, nu înțelegem corect cuvântul ăsta. Eu credem că manipulări asta când cu mâna faci pulări și... și ce să-mi zghine, știți cumva? Dar am înțeles ce înseamnă asta. Și iată, eu pur și simplu sunt persoană de asta care mie îmi place în sex să improvizez. Adică unde îmi vine, acolo și atunci. Nici chiar în magazin sau în cantină, dar cumva de la chiră să-n sus deja spate. Dar e persoana de asta care îi place, e să vii cu inițiativa. Pentru că dacă vin eu să încep argumente astea care oi, în casă e curat, mă doare capul, suntem la praznic. Știți, argumente fără logică. Și că mai în scurt, noi odată stătem la bucătărie. Eu o sărut frumos așa la urechiușă. După asta cobor în jos, o sărut așa la gătișor. Cobor mai în jos, o sărut așa la gurgui. Da. Apropo, gurgui. Da. Eu am mai zis despre asta odată, dar chiar să numești chestia asta așa de frumoasă, gurgui? Puh, pe gurgui, nu? Mai scurt, o sărut la mamelonă, da, așa. Și e de asta care, oi, liniștește-te, mă excit. Eu zic, mergem pe planul, tătă gine. Continuă, așa-și trebuie. Și de asta, oi, eu nu pot, în casă-i murdar. În casă-i murdar? Asta ți-ai argumentul. M-am supărat. Mă duc în altă cameră de dânsa, dar e după mine, cu față de asta, de mâți sub narcotici de asta. Marin, miau. Eu zic, du-te de aici, ia să bag la mine, ia să bag la mine, eu de-am mă nervești și trăg, eu de-am principiu nu mă fot. Nu știu cum ajungem noi peste 2 minute goi și zic un glas de la mine ca Marin, tu tot ai pierdut. Alt glas, Marin, tu ai câștigat, așa și tu ai vrut. Mi-am spus, să începe procesul și eu stau așa deasupra ei și cam pasiune așa, îi da vreo doi, așa. Da. Dacă atare prostă vrem să-i frec vreo două încă de la bucătărie, înțelegi? La mine acolo de-am mai nu s-o pornit cu de-aia să... Am prins momentul. După asta mai schimbăm poziția, ia mă pe mine, faci așezări de asta. Și îmi zici ca într-un joc erotic, eu a-ți fac așa, ca tu să nu dai drumul. Eu ne-i încap îmi zic, dragostea mea, tu nu mă cunoști. Eu amuia mă țin. Ca cumva să schimbăm situația mai în scurt, îmi fac avânt la mâna mea stângă spre buca ei dreaptă și când îmi frec una ouă, eu un moment cealaltă căutam tigaie, știți, ca ceva măcar folos și din dânsă.
pentru că corect să zici, Dumnezeu nu bate cu bățul, bate în băț, deodată. Mai scurt, revin eu cumva din tema asta, schimbăm poziția, noi ne punem na Baku, în capitala Azerbaidjanului, știi așa? Ne punem na Baku și eu mai scurt trambuiesc în dânsa și în același timp încep a digiui, știți când... Când se începe asta? Și ea ca la fată, în momentul ăsta, se pornește jocul, prinde orgasmul. Știți când ea stă de asta și... Iectă-l, e aici! Iectă-l, uite tu că s-a dus, hai după dânsul! N-a păsat clitorul, că... Mai înșet, nu așa de răbde! Și eu în momentul ăsta care stau, Mărin, încă o leacă, țin-te! Țin-te, încă o leacă! Am ușa să dai drumul cu dânsa odată, așa e ca în film, încă o leacă, țin-te! Și zice, rup panglica așa de la finish, mă uit în spate, dar e ca John Travolta. Băieți, voi și v-ați dus? Încă o leacă ne-a rămas, știți că mereu fraza asta, o leacă ne-a rămas. Nii tot o leacă ne-a rămas și aveți mățână, știi? Și tot în tema asta eu nu înțeleg, există o nedreptate foarte mare. Eu nu înțeleg de ce, dar toți bărbații după beție vor sex, dar femeile nu. Nu înțeleg de unde asta există. Eu cred că este un complot internațional a femeilor. De este care nu dăm alcoolicilor. Ești treaz, sex aiaz, te-ai îmbătat, laba și-n pat. Ia că eu... Altă explicație eu n-am. Dar eu câteodată așa de mult beau că eu vreau minim 3 ori pe zi. Eu de-am... Femeia mea nu rezist. Eu de-am trebuie și singur el să manipulez. Și eu de-am așa de mult manipulez că eu... Nu, la tot porno m-am uitat, tot porno existent, de vreo 3 ori m-am uitat. Eu de-am... Nu mai știu la ce să masturbez. Nu de mult am masturbat la Stramon. Și după asta l-am băut. M-am simțit canibal lector chimic, știi, ceva de gen. La 15 ani era cu mult mai ușor, da? Tu erai o erecție hadeace, ia ca așa. Eu mergeam prin păduri, țin minte, copaci erau frumos, ni scula la copaci. Și totuși noi, ca într-un moment am început, am convins-o eu într-o zi, am început un sex după beție, și ea ca la mine tot e pregătit, e o stare, și ea îmi spune, eu nu vreau, dar dacă tu vrei, ok. Și cu sex favoarea asta? Știți, sexul parcă ar și suc de portocale. Da? Eu vreau suc de mere, dar eu de portocale. Eu vreau de mere, dar dacă tu de portocale, ok. Eu zic, pentru și tu ne-i zici asta? Zici, eu pur și simplu zic adevărul. Dar păi hai, a să începem procesul ăsta și tu ne-i să-mi zici adevărul. A să sari așa pe mine și a zici, pământul se învârte în jurul soarelui. Asta era cam și apa este materie lichidă, știți? Și eu nu știu dacă să înțelegi, dar eu puțin sunt alcoolic, puțin e tata, da? Dar eu totuși reputația mea de alcoolic întrece alcoolismul meu în sine. Și în tema asta eu nu înțeleg de ce asta nu lucrează cu mărimea penisului, știți, de exemplu. Ca el la mine și e de 17 cm, dar în oraș se vorbească că e de 32. Încă se întâlnească fete de este la colț de stradă și zice, care 32? Atunci la Chiras l-am văzut 43, da. Zic că de astea, care 43, turnul de apă, asta e a lui. De ce așa nu se întâmplă? O, unul s-a răzbit. Turnul de apă, băiat, țin minte. Înțelegi, de ce așa nu se întâmplă? Eu, pur și simplu, mă incomodez în temele astea și noi suntem, știți, ca moldoveni de ăștia care ne place chicătura. Chicătură, azi e vesel, mâine nu chiar, că așa suntem. Da, și eu n-am nică rău din reputația de alcoolic, știți, nu mă mai ajută. Pentru că dacă eu mă comport neadecvat, apropiații mei tot timpul de ăștia care, da, asta e Marien, el amuia citește răp în albaneză la elipile, dar el mâine și e ok.
Și ce e interesant, că tata meu, de exemplu, n-a băut niciodată în viață. Niciodată. Și s-a întâmplat la dânsul asta pentru că la dânsul tata vine acasă beat și se comporta inadecvat. Mai scurt, eu tot vreau ca copiii mei să nu beie. De asta eu o să jertfesc cu mine. Da. Lasă, nu contează eu, ei contează. Eu să vin acasă, bat specială, să mă duc la curvea, să iau droguri, numai ca ei la mine să fie ideale. Numai pentru asta. Mai scurt, haideți să ne întoarcem la sex, da? Și în porno, înțelegeți, el dăunează totuși, dacă să fim sinceri. Pentru că tu și vezi acolo, vrei să-i imprimi în viața reală. Dar în viața reală, rutina e o leacă altfel. La mine asta a fost cu sexul anal. Înțelegeți, în filmele astea, când tu te uiți la un de ăsta, la un cur, acolo curul e creat pentru asta, înțelegeți? El anume pentru asta e creat, el strălușește, înțelegeți? Tu pe dânsul îl deschizi cu frază, aleluia! Înțelegeți? Îl deschizi și el e de acolo de, hai, vin în coa, haide mă, n-o spiții! În viața de zi cu zi când deschizi-o în cur, apoi el ți-i zice, nu azi, nu azi. Stai să mă șterg, stai. Nu azi, te rog, nu azi. În viața de zi cu zi e altfel. Și în tema asta, nii, o leacă, nu-mi plac și termenul de relații libere. Și nu cunoaște relații libere asta când tu ai un partener, dar te frești cu cine vrei, știți? Ți-ai băga în dânsul în ambele sensuri, știi? Și așa, și așa. Și cum sună asta, relații libere? Parcă e ceva frumos, poetic, da? Parcă e o doctrină sexuală. Ar fi liberalism sexual, știți? Când tu ești cu cineva, dar te frești cu cine vrei. Tot ar fi democrație sexuală, că voi amândoi aveți aceleași drepturi. Dacă e suge, înseamnă că și tu ai dreptul să lucrezi la stat. Aveți aceleași drepturi. Și ar fi comunism sexual, știți? Când tăți ar freca în grup, da? Și la final cineva zice, da, ieri au fost mai genie. Așa ar fi. Și noi încă începem, încercăm să șim tineri, da? Mai facem home video din când în când. Da. Sunt video la dânsa în telefon, la mine, și eu într-o zi mai scurt îi zic, de să mă uit la video de la tine din telefon? De îmi zice, nu pot, pentru că acolo este păsărica lui Cristina. Eu zic, ok, arată, eu sunt pregătit. Hai. Și crezi ca să întâmple? Crezi ca să o întâlnesc prin oraș și să zic, Cristina, clasna e pricioscă! Și eu zic, mulțumesc, și eu nu de asta zic. Dar dacă sincer, eu m-am indignat în mine, adică eu trebuie să fiu ok cu asta? Cu păsărișile din prietenilor tale din telefon? Dar eu n-am gânsat și prietenilor mei în telefon, înțelegeți? Nu există așa ceva ca Mart Sara, Andrei să ne-l trimată și eu știu de asta care, băi Andrei, cotitura asta, da? Și chelișic așa frumos aranjată, băi, unul nou, nota nouă, maladeț, zăciot. Nu e așa ceva. Tu să știi că la mine telefon sunt gânsașii prietenilor mei, tu o să începi să mă întrebi dacă nu-mi place la tău sau Ionel Istrate, știți, o să înceapă... Și eu, pur și simplu, încerc să rămân prin asta tânăr, știți, la 30 de ani. Dar 30 de ani așa e o vârstă de tranzacție. Eu, la 30 de ani este de asta care eu mă înțeleg, gine, și cu ăștia de 20 de ani, și cu ăștia de 40. Cu ăștia de 20 de ani eu liber într-un așa teme cum criptovalute, masoane, zodi, știți, eu suntem. Dar și cu ăștia de 40 liber pe teme de astea cum ceai de mușățel, saună, verificarea la proctolog. Eu și cu ăștia suntem. A fost domnul la proctolog. Pentru că 30 de ani asta, știți, e așa o vârstă de tranzacție, de la un fel de malacasos spre dedușcă, știți? Eu am uia tot timpul merg cu pastilele cu mine. Eu tot timpul am pastile, am tot timpul cu mine Malox, dacă jigăraia decide să ne aduc aminte că ea există, blin. Am ibuprofen cu mine, dacă corpul vrea să-și mărească temperatura. Voi vă dați seama și de crutoi corp. El stă de asta și... Tac, 36,6, normal, dar eu vreau mai mult. O, 38,2, știți? Eu nu pot așa, ca să iudeie asta crei. 17 cm, normal, dar eu vreau mai mult. Tot 17, blin. Nici nu s-a schimbat, de ce așa? Eu nu pot așa. Tot timpul tot am cu mine Nurofen, dacă mă doare capul. Am Alka-Seltzer, dacă știu de la și mă doare capul. Și dacă nu găsesc Alka-Seltzer în farmacie, Nervo-Calmenul, ca să mă liniștesc o leacă.
Acum eu vreau să trec la a treilea capitol, să vorbim despre ea. Despre cea fără care noi nu putem trăi. Da. Despre mâncare. Nu. Despre ea, despre femeie vreau să vorbesc. Despre cea fără care noi nu putem trăi. Mie, ingineri, îmi place să analizez felul de gândire a femeilor. Pentru că poate cei deștepți de ăștia care zic că e ingineri, nu gândește. Nu, asta nu-i corect. Și ingineri, despre ce noi vorbim dacă femeia este în 3 ori mai puternică psihologic și social decât orice bărbat? Aplaudați-vă, sunteți puternici, bravo! Bărbatul poate și de ăsta care eu ridic ușor 150 de kg, da? Dar la un bărbat în tinerețe să zici că răpul lui nu are sens, gata. El plânge, el a intrat în depresie, tu l-ai pierdut. La o femeie să-i zici că răpul nu are sens, e liberă să-ți răspundă. Părerea ta e borătură, eu fac răp, mă doare în... și gata, înțelegi? Ies și e picală, înțelegi? Totuși, îmi place să analizez unele situații amuzante cu ea, să înțeleg cum ea simte, cum gândește. Iată, noi aveam așa o tradiție, seara să ne punem la un film și să mâncăm ceva. Și iată, eu am pus masa și o întreb. Vrei să ne uităm la Napoleon? La care i-am zis și, dar despre cine e filmul? Eu îi zic, despre Napoleon. La care e genial îmi răspunde, eu credeam că despre altcineva. Vrem să întreb, despre Hitler, despre Stalin, despre cine credeai că e filmul? Eu mulțumesc Domnului că tu n-ai scos tortul din frigider să-l pui pe masă și ne uităm la dânsuri. În alte situații, noi ieșim din casă, da, și e mai în scurt, eu o întreb, să iau cheile? De ea îmi zice, nu, nu trebuie, că eu dacă să le pierd pe mele, să iei de rezervă. Eu totuși peste câteva secunde o întreb, și cum noi a să deschidem ușa? Eu încep a vede pe fața ei că e înțelege și-o spus, dar nu vrea să recunoască. Și de asta s-o luat în mână și zice, cum? A să tăiem lăcata? A să luăm cheile? A să punem lăcata la loc? Și a să deschidem ușa, ha? Zic, alegerea ta, hai să facem așa. Eu totuși pe dânsa foarte mult o iubesc, dar pentru că e mega sinceră, mega sinceră și implicată emoțional în tot. Și asta e prețios de Doamne ferește, asta nu are numai un singur minus de tot, da. E prea serios, e filmele, prea serios. E orice cadru e deodată de asta, nu pentru ce tu ai făcut asta. Când el în tine a crezut. Și asta numai publicitatea s-a pornit, înțelegi? Nici filmul nu-i pornit. Eu evident că nu mă uit cu dânsa la porno în doi, dar mie îmi place să-mi imaginez că e porno tot așa să uit. Nu pentru ce. Șlangul ăsta, nu pentru ce. Și încă 3. Să te vadă și faci mama, Alisa, nu pentru ce tu. Noi, ea are câine încă, da, nu cum mai bine zis, corect, noi avem câine, da, noi. Pentru că ea se consideră mama câinelui și eu automat devin tata câinelui, da. El este șpiț, da, șpițul garic. Chihuahua Valodia, Chiaochiaua Nadejda, cred că așa s-au pus numele, șpițul garic. Și e în care năravul ăsta să-l sărute pe dânsul. Eu când văd asta, eu zic, pentru și, dar pentru și, el pune tot în gură. Și nu e a lui încă, eu când te sărut, îmi gustul la toți câinii din pe raionă. Eu încă când mă duc cu dânsul ca un tată adevărat, eu sunt tata câinilor, da, eu... Azi ziua de azi sunt tata copchiilor, sunt oameni, eu sunt tata câinilor, da. Și eu mă simt chiar ca un tată, eu îi dau voie lui să facă tot ce vrea, tot ce vrea. Pe frângă el țin și te faci tot ce vrei. Eu am înțeles că eu tată de om când azi și eu tot de asta și eu, știi? Să mă scol la nuntă și zic, Constantin, eu te-am crescut să știi bravo, tu azi te însori, bravo. Eu sincer să zic, nu credem că din tine ceva să iasă, dar
mai ales când ți-s cormolei în fecalele tale, da, da. Ceva o ieșită, da, e ca Alina te-o ales, ceva tu ai, da. E are apartament za tot, da. Foarte ghine. Mai în scurt, mâncați dimineața și 2 litri de apă pe zi. Ia ca eu așa știu. Eu tata de-aist azi știu. Și foarte multe nedreptăți există încă între bărbați și femei. Foarte multe. La nivel de ordin sexual. Ia ca, fetelor, vreau să vă dau o întrebare. Și cu pupatul ăsta a vostru prietenesc? Știți când voi vă vedeți una cu alta între fete și vă salutați așa, mai nu vă mâncați una pe alta. Că, salut, iubita mea! Știți că... Voi vă îmbăt, dacă vă îmbătați o leată în genere, începeți să verifica plomba una de la alta. La mine așa ceva nu, că eu să mă văd cu prietenul meu și zic... Sănătate! Vin încoa! La mine nu e așa ceva. Și încă sunt prietenile astea mamologe. Știți care e să vede cu tine și deodată trebuie să verifici dacă la tine ele sunt prughe, dacă ele sunt bune, deodată asta. Eu când văd asta, zic, blet, des vă las în două, eu sunt a treilea în plus. Și mai sunt încă fete care odată în viață au avut, la foarte multe fete, apropo, am întâlnit asta, odată în viață ele au avut sex cu altă fată, așa, din interes. În experiment, știți? Eu, din interes, niciodată n-am vrut să-i dau un mațu gros la vreun prieten de-a meu. N-am avut așa interes. Să-i curăț soba, nu. Fu, caca. Caca. Dar voi cu asta așa de ușor trăiți? Eu după proctolog jumătate de an am ieșit din depresie, înțelegeți? Eu s-a avut vreodată cu vreun bărbat, eu după asta n-aveți pot să trăiesc. Eu aveți mă gândesc dacă eu sunt gay sau nu sunt gay. Eu trebuie să mă identific, eu nu pot trăi. Dar voi cu asta trăiți așa de ușor, știți? Vă căsătoriți, stăt ok. Voi, pentru voi asta știți, parcă ați gusta ouă de bou, știți? Odată în viață se poate. Și voi ușor cu asta trăiți. Eu încă sunt genul de persoană care, eu când nimeresc în situații cringe, eu unica soluție care găsesc e să repet comportamentul omului care mă pune în situația asta. De exemplu, cineva mă agresează, agresează înapoi. Dacă eu intru în farmacie și pe mine acolo mă întâlnește cu bună ziua, ce am vreați? Eu adecvata să răspund înapoi. Bună ziua! Vreau media! La maxima să-i arăt omului. Dar eu nu pot ca voi, când voi vă salutați de ăsta care... Iubita mea, de când nu te-am văzut? Stai să mă salut normal. Înțelegi? Eu nu pot așa să vin la prietenul meu și... Valodia, noroc, cum la tine? Cum viața? Povestește! Cum părinții? Cum business-ul, Valodia? Te gine? Cum acolo ficatul? Trăiești? Și zici la saună să mergem? Eu n-am să pot așa să-mi permit. La mine asta nu lucrează. Și încă mai sunt în cupluri, știți, un partener sau altul de ăștia care glumesc că ar avea sex cu vreo vedetă. Știți aceștia care, eu când l-aș lua odată pe Brad Pitt, și e ca așa, și e ca așa, și e ca așa, și e ca așa. Viorel, dar și ești trist, e o glumă. Viorel. După voi, știți, eu am impresia că dacă eu aș intra în casă, aș auzi sunete de sex, eu zic, de asta, vă ușit. Deschid ușa și acolo acuvământ și eu, oi, scuză-mă că te-am întrerupt, Doamne ferește, continui, eu am crezut că vecinul, da, continui, da. E sama, e strochești, oi, dar tu ești acvamân, asta e discurs, da. Așa și cel mai straniu să ne închipui că undeva în vreo sată, da, există vreo perechi de asta care stă în parc și ei zice lui, eu când l-aș lua odată pe Marin Madan, și e ca așa, și e ca așa. Viorel, dar și ești trist. Și femeia totuși înțelegeți că ea este... O ființă aparte, e aparte. E ca în psihiatrie există așa termeni cum bipolaritate, nevrotism, isterie, șizofrenie. E ca femeia are tot asta odată și la dânsa asta încă e normal. Nouă bărbaților asta ne place, asta e un șarm aparte, feminitate, da? La mine asta s-a întâmplat, știți, cu chestiile astea. Când ți-i place ceva și tu nu înțelegi de ce. La mine asta s-a întâmplat cu Beyblade-urile, laba și plășintele. E ca eu, mie îmi plășe și eu nu știam de ce asta îmi place. Dar voi chiar aveți atacuri de astea, știți, de bipolaritate. Când ea ca muia cumpără baduri de slăghită de pe jum, da, și peste jumate de oră e de asta care... Vreau kebab. Cu două porți.
două adauzi de cașcaval și de ce este. Numai nici două porții, da. Sau când se începe șizofrenia asta, când e vine la tine și în dragoste. Dar tu a să mă iubești dacă eu așiu castrule? Și eu încep să mă gândesc, nu, castrule e prea largă în primul rând, nu? Zic nu. Și e continuă, dar mă nier de la ușă. Sau mai este comportamentul ăsta obsesiv-compulsiv când ne vine la tine și noi mergem la tango. Amu! Și zic, dragoste, suntem la înmormântare, adică... Cu cine să dansez? Cu mortul sau ce? Hai altă dată! Și s-a vorbit despre următoarea chestie deja mult în multe stand-up-uri, da? Dar eu vreau să arăt o perspectivă nouă la lucrul ăsta. Știți, când voi vă sfădiți și ei începe să vorbească cu prietenile ei imaginare, știți? Apoi eu am început a observa unde s-a amplasat în spațiu prietenile astea și am afighit. Știți, când voi vă sfădiți și ei de asta, nu e ca cum, cum să vorbești cu dânsul, nu e ca cum. Când eu lui zic normal, dar el nici nu vrea să mă înțeleagă, nu e ca cum să vorbești cu dânsul, știți? Eu trei am găsit pe pod, numai pe pod trei erau. Și eu ca un bărbat adevărat, totuși, da, e smișto. Și eu ca un bărbat adevărat, totuși, e așa la care... Care eu mă duc la magazin, știți, eu mă duc. Și într-o zi mă duc să fac cumpărăturile și trebuie să iau ștrambi. Și eu credem că ștrambi și ei, asta e fix ca pâinea, știți, există albă și neagră, atât. Dacă trăiești în centru, există și pâine sură, vse, atât. Eu mă duc la magazin, o sunt pe dânsa și zic, dragoste, și ștrambi să-ți iau. Și s-a început, ieni 20 de mat blesc înmulțit la 5 a 23 f. Eu zic, eu am ușa să repet asta în voce, am ușa să pornească vreo rachetă sau a schimb ploaia. Da, și vânzători sunt de ăștia, știți, anormali. M-am dus odată la un magazin de tip de ăsta, corobăcică, știți, budcă. O acolo unde este casa, tot acolo se vinde, tot acolo e vitrina și de mezeluri, și lactate, și picenie, tot acolo într-un loc. E că dacă îți trebuie, îți vinde mezim, îți vinde țăgări, îți schimbă dolari, tot într-un loc, tot acolo. Și zic, dați-mi, vă rog, mie patru cremvuști de așele. Și ei răspund într-o limbă adevărată de turist. Îmi zice, smотрите. Сосиски стоят 24,40. Вы мне дали 100 лей. 100 минус 24,40. Сколько будет, а? Сколько будет? Eu mă spăriet, am începem să calculez. Dar momentul ăsta, stă umă, eu leac, mă nervez, zic, și eu asta, m-am enervat. Vrem să ne-l scoți, să-l pun pe masă direct, zic, сколько будет, а? Сколько будет? Dar sunt și cumpărători neadecvați. Eu nu, e că mă enervează tare tipul ăsta de cumpărători care își argumentează cumpărăturile. Știți, vorbesc cu vânzătorul, parcă e psiholog. Este care, da, dați-mi, vă rog, doctor, scăie, pentru că trebuie să mă duc la înmormântare la Nina, dar eu ieși din comă, da, și cine s-ar fi gândit după buldozerul și ala. De mult n-am mâncat olivie, da, încă țin minte, de la cămin cu Valodia, amuie nici căminul, nici Valodia, nu, da. Mulți ani au trecut, trei, mulți, nu știu. Tu doar nu faci invers, știi, să te duci la psiholog și de asta care... Și așa, tata, m-a violat în copilărie, da. Și 200 de grame de servilat, vă rog. Tu doar nu faci așa. Aici nu lucrează așa. Vreau să trecem la capitolul final, la epilog, la final. Mai scurt, relația. Relația bună se păstrează atunci când există sănătate în relație. Da, când există sănătate și fizică și psihică. Și eu țin minte un timp, noi când începem să ne întâlnim, noi ne ocupam cu petting-ul. Da, da, pentru că eu avem vaginalis atunci. Cum am aflat eu asta? Pur și simplu avem niște deranjamente la testicule. Da. Apropo, cum sună cuvântul ăsta testicule, știți? Așa de frumos, parcă tata își cheamă fiul, știți? Testicule! Testicule! Hai acasă, mama pula a venit, știți? Parcă așa. Și testicule sună așa frumos, știți? Când zici testicule, parcă vezi așa două chestii frumos aranjate, ca așa, la un nivel, ras, așa, parcă din catalog, din cartea de biologie. Când zici, ouă, vezi deodată două chestii obosite de astea, știți? Păroasă, la diferite niveluri, acolo imaginea are și o leacă de niros, știți?
mai scurt, m-am dus eu la medic și zice el, du-te de analiză. Eu mai scurt mă duc într-un cabinet special de analiză și acolo asistentul zice, dați pantalonii în jos și se întoarce la mine cu un bățășor de metal. Eu zic, tu și ești Harry Potter sau și? Am ușa să înceapă vreo vrajă de asta care e penis verificatus. Și a să-mi dai rezultatele sau cum? Mai scurt, nu a fost așa. Eu am mai zis de chestia asta, dar încă o dată vreau să spun. Mai scurt, la voi, fetelor, acolo, tot e făcut pentru o intrare. Înțelegi? Acolo tot intră. La voi, acolo scrie deasupra. Entry. Înțelegi? Intrare. Entry. La bărbat e exit. Exit. Acolo tot iese. Acolo urina, copchii, chetrele din rinichi. Acolo tot iese. Acolo nu-i predispus pentru o intrare. Și mă enervează medicii ăștia care eu număr până la 3 și intru. 1, 2. Când zic, așa vreau să te găsesc undeva în oraș. Și zic, eu număr până la 3 și îți frec una. 1. Mai scurt, eu analizele este, da? Mă duc la medic, dar medicul se uită în dânsul și zice, da, domnul Marin, dumneavoastră aveți vaginalis. Eu zic, asta nu e a meu. Voi și v-ați încurcat acolo, asta precis nu e a meu, nu, nu. Asta după denumire se vede că nu e a meu. S-a fost vreun pulane să ne mai gândim, bă, știți? Îmi zice, domnul Marin, înțelegeți, pur și simplu, femeile spurtătoare și la dânsele asta nu se simte, dar la bărbați se simte. Eu zic, asta și sfiterul lui fratele mai mare sau ce? L-a purtat el, e rândul meu sau eu nu înțeleg. Eu când am avut ghimaroi, singur l-am purtat, eu cu ea ca cu asta, singur, eu cu nimeni nu m-am împărțit. El ascultă gluma asta și îmi zice, domnul Marin, înțelegi, și de la bărbați asta tot se transmite. Eu zic, da, dar eu cu bărbați nu m-am culcat. Mai în scurt, 9.000 de lei m-a costat tratarea la asta. 9.000 de lei. 9.000 de lei asta-s două cine la Black Rabbit sau 692 de Snickers-uri. 9.000 de lei, înțeleg. S-a fost vreun pulanis 500 de lei maxim și el era tratat. Eu ghimaroiul cu 300 de lei l-am tratat, înțelegi? De asta și apar gheii, când curișorul e mai ieftin, ia ca de atâta. Și tot ce e feminin, pur și simplu, sună bogat, știți? Vaginalis, vaginalis, așa parcă cu dânsul trebuie să stai la tucanul undeva, da? Cu macul deschis, așa, fumând hițuri purple, știți? Vaginalis. Da. 9.000 de lei. Eu când am auzit, eu zic, Doamne ferește, izbăjiți-mă de la asta. Și tot timpul eu când am fost la medic, tot timpul era o experiență de astea interesante. Eu, ca eu fusesem la medicul gastrolog și el, când mi s-a acutizat o leacă gastrită, el îmi zice, nu-i nic, tot ok. Pur și simplu trebuie să respectați o dietă foarte legeră, da. Trebuie să nu mâncați acru, dulce, sărat, niere, mieri, mezeluri, carne, tot nu se poate de mâncat. Eu zic, dar și pot să mănânc eu. Pizdeală, și pot să mănânc eu. Eu vă zic, sincer, bătaia este mai gustoasă decât iaurtul de grăsat. Acolo măcar ceva sânge nimerește pe gust. Tot într-un spital, stătem în policlinică, de fapt, corect spus, stătem în coridor și aud două fete cum vorbesc între dânsele. Și una zice, mai în scurt, eu am auzit că una a intrat de la doamna Angela și am intrat și eu de la doamna Angela și m-a deservit gratis. Mai în scurt, am intrat și eu. Intru și zic, bună ziua, eu sunt din partea la doamna Angela. La mine doctorița și-a uită și zice, de la doamna Angela, da? Cum te numești? Zic, Marin. Zici, bine, Marin. Hai, povestiți și deranjamente aveți la vagin. Eu nici n-am citit și scrie pe ușă, știți? Am intrat. Mie tot în tema asta îmi place să ne închipui că la mine organele interne au voci, știți? Ficatul stă de aici, care, Marin, te rog, azi nu, te rog, săptămâna asta nu. Fundișorul stă undeva, te rog, Marin, nu KFC, nu KFC. Și undeva niște bacterii merg prin organism și bună seara, suntem din partea la doamna Angela. Da, eu când la mine s-a început, când prima dată la mine a fost o problemuță de genul dată, da, eu m-am spăriat. Eu m-am spăriat și m-am dus deodată la clinică privată, da.
ca și calitativ, tăt. Și într-un birou și aud cum e să joacă în Zălataia Fermă. Eu zic, tăt-i clar, putea profesionalism, așa, din star. Eu mă uit la dânsa în ochi, dar la dânsa în ochi să citești că pe dânsa o doare în curte, curul meu și de tăt și a meu. Eu mai scurt povestesc vreo 5 minute despre deranjamentele mele și el la final spune, da, tăt-i clar, aici trebuie să analiză. 550 de lei consultație pentru o propoziție. Eu îi zic, scuzați-mă, dar poate totuși ați verificat prostata, dacă e inflamată sau nu. Și un glas de la mine din cap îmi zice, Marin, tu amâie concret și ai un deget în cur. Dar alt glas îmi zice, Marin, noi azi de 500 de lei azi că ai fuim la maxim. Mai scurt, cumva, mă verifică e, da, cu adălgenia așa. Și îmi zice totuși, da, trebuie să analize la spermocultură. Eu zic, tu îți bagi joc de mine, sau așa? Spermocultură? Tu mai zici că există spermoistorie, spermodreptate că există. Și asta spermocultură. Când spermatozoizi, e cultural, când ești, dumneavoastră treceți prima. Și ai al doilea care, nu, dumneavoastră treceți prima. Și zice, acest ovul cu siguranță este a dumneavoastră. E tot așa, ar avea un oraș, dar merge pe mașini. Cineva ar tăie calea la altcineva și așa la din spate ar strigă, ei, vaflă și ești. A, dar și eu să adem. În tema asta îmi place de timp să ne aduc aminte de exemplu ăsta de masculul de caracatiță. Genial, pur și simplu. El a inventat o chestie genială. El când vrea să înmulțească, să fecundeze, el își rupe penisul și îl aruncă în ocean și așa la sângur, se duce, face, tăi ce vrea, să mă lipsește, nu să mă lipsește, treaba lui. Eu când am auzit asta, eu zic, eu tot așa vreau, merg undeva prin oraș, hop, el ceva vrea. L-am luat, l-am rupt, tu te-ai și vezi-ți de treabă. Da, treaba să-și vadă de treabă. Zic, numai dă-ni pași. Eu în atitudinea asta am înțeles că eu aș fi tot așa un fel de tată, în atitudinea și ca un tată față de fiu. El tot așa vreo 3 zile n-ar veni pe acasă, ia ca e joi, 9 dimineața, îți deschide ușa și el acolo pălit, mototolit, mintidel, așa, ceva curge din dânsul roșu, alb. Și mă ula dânsul roșu, și? Te-ai de stradă, ei? Bulă și ești. Și cel mai important oși trebuie de păstrat sănătatea mentală. De aici vin tăt, de la sănătatea mentală. Eu încă sunt persoană de asta, știți, cu overthinking, da? Eu și când la poliție am nimerit, apoi polițiștii ne-au dat mai puține întrebări decât eu singurnie. Eu eram, ei erau de ăștia care, Marin, și căutai tu în magazin? Da, eu, da, și căutam în magazin, e clar, da, și caut eu în viață. Odată la vamă tot așa mă întreabă, domnul Marin, care este scopul călătoriei? Și eu zic, călătoria este un scop și scopul călătoriei. Mai scurt, n-am trecut vama, eu, da. Eu găsă țigări, prostă, știi? Așa se întâmplă, că sănătatea trebuie mentală păstrată, dar nouă în ziua de azi nu este greu, pentru că noi și așa trăim într-o lume materialistă, foarte. Înțelegi? Eu în genul odată am avut un caz când o fată îmi zice, Marin, tu n-ai iPhone? Eu nu dau la băieții fără iPhone. De ce în ziua de azi așa se idolatrizează iPhone-ul, știți? Să sugi anume pentru dâns. De ce? Unde sunt fetele astea care sug pentru Samsung? Unde sunt samsugistele? Unde sunt astea care pentru Nokia sunt gata? Odată inginerii bunica ne slăuda că bunelul i-a dat telefon staționar. Eu zic, de asta, bunica, nu ne sărutăm, te rog. Nici nu mă cuprinde, nu știu ce fetișuri aveți voi acolo. Dar eu cred că totuși eu sunt utopist și cred că a să ajungă timp undeva în viitor, da, când fetele asugă pentru că el e punctual, pentru că el e bun la inimă, sau pentru diploma lui de la UTM. A să ajungă și timpurile este. Și pentru mine, la o vârstă deja anumit, frumusețea nu contează. La mine, pur întâmplător, femeia e foarte frumoasă. Da, pur întâmplător. Dar eu m-am îndrăgostit de dânsa numai din cauza, țin minte momentul ăsta când noi stăteam la întâlnire și deodată s-a întâmplat asta. Mai ales după ce eu zis fraza, eu am Dyson, iPhone și apartament. Eu m-am îndrăgostit deodată. Deodată. Și mai important e, voi să vă combinați. Iar că dacă combinația ideală e perfect. Dacă e sâmbătă și duminică, iubești, stai acasă, dar tu prin bar. Combinație perfectă. Perfect.
Dar cei mai perfecte combinații, totuși, atunci când voi, pur și simplu, sincer și adevărat, vă iubiți unul pe altul. Continuați să vă iubiți unul pe altul și vă mulțumesc foarte mult pentru această seară! Vă iubesc mult! La revedere!